Dina, meci mult așteptat între campiona de titlu și liderul clasamentului, cu toată atmosfera care se anunță incendiară, cum crezi că va fi? N-are cum să fie altfel decât un meci foarte, foarte greu, dar este genul de meci pe care îl așteptăm noi ca jucători practic de când a început acest play-off, pentru că întâlnim liderul, întâlnim o echipă extrem de bună, dar eu zic că am demonstrat și la meciul de la București pe care l-am jucat în februarie și în meciurile din sezonul trecut că știm cum să-i batem. Avem o echipă destul de bună care poate să-i bată și vom da totul să luăm cele 3 puncte în fața Sporturilor. O victorie cu FCSB va băga cum trebuie lupta pentru locul 3, mai ales că CFR s-a Nu știu. Da, nu știu ce să zic dacă obiectivul nostru este doar locul 3, pentru că am vorbit între noi și luăm fiecare meci în parte, vrem să luăm cele 3 puncte la fiecare meci, după vom vedea unde ne vom clasa. Nu e obiectivul nostru doar locul 3, dar noi vom da totul să-i batem cum vrem să facem împotriva fiecare echipe, cum am dat și la meciul cu Rapid, cum o să dăm și acum. Sper să fim la fel de inspirați, la fel de bine pregătiți și să luăm cele 3 puncte. Mister zicea că nu va exista presiune în play-off. Simțiți acest lucru că ați scăpat de nebunia aia că trebuia să vă calificați în play-off? Da, față de sezonul regulat unde eram pe muchii de cuțit, unde trebuia să acumulăm puncte ca să intrăm în play-off, acum suntem mai liniștiți, mai dezinvolți. Eu zic că s-a văzut și în meciul trecut, pentru că în ultimele meciuri din sezonul regulat nu prea mai jucat jocul cu care am obișnuit lumea. Dar eu zic că ne-am întors la acel joc spectaculos și dă rezultate. Ai avut o emoție foarte bună, Rapidul, ai un moral așa deosebit și la acest meci acum? Da, chiar am jucat foarte bine cu Rapidul. Sper să, ca la meciul acesta să am din nou aceeași evoluție. Nu este neapărat să marchez, vreau să mi-aș echipa și să luăm cele 3 puncte. A fost o perioadă în care n-ai înscris, dar acum se constată o revenire, cum poți să explici? Da, se pare că în play-off joc mai bine. Mă bucur că am început așa play-off-ul și sper să continui pe această linie. S-a vorbit de interesul celor de la FCSB? De interesul acolo nu s-a vorbit, ce a spus că patronul Rapidului că este interesat de serviciile tale. Simți ceva, vreo presiune asupra ta? Nu, de ce să fie presiune? Sper să le dau și celor de la FCSB 2 goluri, ca să zic așa, să nu fac diferență. Aștept o pasă din de la Dina? Da, se vede că ne înțelegem foarte bine în teren, nu numai de la el, de la toată lumea, dar așa cum am mai spus, nu este important, este victoria echipei. Cum zicea și Dina, vreți mai mult decât vrem să câștigăm fiecare meci din play-off. Vrem să facem meciuri bune, s-a văzut la meciul cu Rapid că ne-am revenit și sperăm să o ținem tot așa.